Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotella, Ella... Probabil că unii așteptați etalarea, o să vină și etalarea, până o să mă simt în stare. Deocamdată simt, mă simt în stare să fac, să vă transmit altfel de mesaje. Asta pentru că am făcut proba aseară, cu un text foarte frumos, foarte interesant. Și aca mi-am făcut bilețele. Le voi amesteca în fața voastră și vom vedea ce ies astăzi. Și ce a ieșit astăzi vom pune deoparte și vom alege data viitoare doar din cele care au rămas. Mi s-a părut că a intrat unul în celălalt. Ok. Deci, mesaje creative, inspirante pentru voi, cei care sunteți în general abonați acestui canal sau vă place să intrați, să ascultați, să vă inspirați. Ce frumos, ce frumos. Vă mulțumesc tuturor și sper să mergem mai departe împreună în creșterea noastră colectivă. Că asta este foarte important, să fim alături unii de ceilalți. Deci, tot amestec, tot amestec. Să vedem ar trebui să primiți unii dintre voi ca și mesaj. Uh -huh. Mesaje creative, spirituale, cum vreți voi. Ia. O, o stă. Ha, ha, A vrut deja să iasă. Lăsăm pe primul, da? Îl punem aici primul. Deși nu vreau să le dau afară, vreau să le aleg. Dar. Așa. Da? Ok. Acum încercăm așa într-o ordine. Una, care e mai aproape. Două, trei, patru, cinci, șase și șapte. Deci, am mai făcut ceva de genul ăsta. Vă alegeți niște numere. Evident că nu doar unul, puteți mai multe. Și, eventual, dacă vreți să creați un mesaj mult mai complex, puteți să vă combinați numerele. 245 sau 3600, eu știu cât, 12. Deci vă creați. Sunt câte am zis? 1, 2, 3, 4, 5. Și a, ah, stai, ia să mai număr, că sunt zăpăcite uneori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? 8, oh, ce interesant. Pe bune? Pe bune. Ei, Puneți pauză, vă alegeți, vă gândiți, așa ca la loz în plic, da? Și apoi ascultați pe rând. Eu s-ar putea să le înregistrez, nu aici, în adică pe telefon, dar doar voi să o să fie înregistrarea. Dacă voi simți că unele vor fi mai scurte, altele mai lungi, dacă voi simți nevoia să adaug ceva înainte sau după, rămâne de văzut. Sper din tot sufletul. Să, să vă ghideze în aceste zile toate mesajele primite. Acum pun pauză și voi continua să ascultați. Vă pup, numai bine. Pa. Dragii mei, am revenit. Am zis că sunt mai zăpăcită? Da, am zis. După cum vedeți, astea au rămas în aceeași poziție în care le-am uh, aranjat. Haideți să vedem. Vreau să vă vedeți voi, cu ochișorii voștri, ce mesaje ați primit. Wow! 1. Și voi citi imediat. Ați primit numărul 16. Vă zic imediat. 2. Ați primit 25. 18. Numărul 3. Da? Numărul 4. Ați primit 6. Numărul 5, ați primit 13. 8, Numărul 6 ați primit. 9. Numărul 7 ați primit. Numărul 20. Wow. Ce frumoase mesaje. Și numărul 8 ați primit. Wow. 11. Wow. M-am -am gândit dacă să pun acest mesaj sau nu, dar până la urmă am zis că s-ar putea să fie important pentru cineva. O să-l comentăm la timpul respectiv. Deci, acestea sunt. Și încep cu. Vă și arăt. Vă arăt. Conștiință de sine. Numărul 1. Numărul 2. Religie. Numărul 3, prietenie. Numărul 4, muncă. Numărul 5, ce frumos, libertate. Numărul 6, veșminte. Numărul 7, timp. Și numărul 8, evident, că e vorba de 8, casa 8 a scorpionului. Crimă și pedeapsă. Nu vă speriați, e ca și când apare în fața cuiva moartea. Deja v-ați obișnuit ce înseamnă această arcană majoră. Moartea înseamnă transformare. Acum mesajul vine. E 11-lea mesaj. Crimă și pedeapsă. Poate să fie nu neapărat crimă, cât o... ilegalitate. Cineva care a... a greșit cumva în fața voastră și trebuie să, pre... să plătească. Vom discuta, vă voi citi la timpul potrivit. Acum chiar închid, o să atașez videourile și o să citesc. Ok, continuăm cu numărul 1. Numărul 1 care a primit al 16 la mesaj al lui Khalil despre conștiința de sine. În primul rând, 16, evident 6 cu 1 este 7, număr spiritual. Probabil că unii dintre voi trebuie să înțelegeți acest concept cel puțin dintr-o nouă perspectivă, aceasta pe care o ascultați voi. Poate, așa ca un plus mesaj de la mine, ca totuși să -ți mai spun și eu ceva, că da, sunteți aici abonați, să mă ascultați pe mine, nu doar ce mesaje vreau eu să vă aduc în față. Poate că unii dintre voi. În cazul în care voi aveți conștiința de sine, sunteți într-o relație, într-o situație, neapărat relație de dragoste. Poate să fie și în familie, și la locul de muncă, și o prietenie. Sunteți într-o relație cu cineva sau într-o situație cineva care nu are această conștiință de sine. Și în cazul în care voi o aveți, poate ceea ce vă voi transmite să vă inspire în felul în care le veți comunica și lor despre acest concept foarte important. Deci, Profetul spune: Inimile voastre cunosc în tăcere taina zilelor și a nopților, dar urechile fiecăruia însetează după sunetul cunoaștere din inima voastră. Ci voi ați vrea să cunoașteți în cuvinte ceea ce deja știți din gânduri, alții, Poate ați dori să atingeți cu degetele trupul gol al viselor voastre. Și este bine. Și este bine că voiți acest lucru. Izvorul ascuns al sufletului trebuie să țâșnească și apoi să alerge murmurând către mare. Iar cu moara adâncurilor voastre fără sfârșit vrea ochilor să se arate. Ci nu există balanță pentru a cântări necunoscuta voastră Comoară. Și nu cercetați adâncurile conștiinței voastre nici cu prăjina, nici cu sonda, fiindcă Euul omului este ca un ocean fără hotare și de nemăsurat. Nu spuneți nici când am aflat adevărul, ci mai curând am aflat un adevăr. Nu spuneți am găsit cărarea sufletului, ci mai degrabă am găsit sufletul drumețind pe îngustami cărare. Pentru că sufletul aleargă pe toate cărările. El nu călătorește pe o anumită linie, nici nu crește asemenea trestiei. Sufletul se desface precum un lotus în petale fără număr. Frumos, da? Cred totuși că unii dintre voi trebuie să Intrați în această profunzime a conștiinței de sine. Și dacă da, mă bucur că acest mesaj vine ca să vă confirme această necesitate. Vă pup acum, trec la următorul număr. Numărul 2. Ați primit mesajul numărul 25. 5 cu 2, iar 7 ca și la numărul 1. 7 un număr spiritual. Și mesajul vorbește despre religie. Într-un fel sau altul are legătură chiar într-un fel sau altul, chiar are legătură cu primul mesaj, cu primul bilețel. Dar chiar și separat, el sună cam așa. Atunci un preot bătrân Spuse, vorbește-ne despre religie, profetule. Iar el zise: Dar oare am vorbit altceva până acum? Religia nu-i oare orice act sau orice reflexie, și ceea ce nu-i nici act, nici reflexie, e doar uimire și surpriză, mereu născându-se în suflet, chiar când mâinile tale. Piatra, sau orice altceva o taie, o șlefuiește sau mâinile taie, tale meșteșugesc la războiul de țesut. Cine ar putea despărți credința de faptele sale ori credința, fiți atenți, de ocupațiile zilnice? Ce frumos mesaj! Și cine ar putea să-și așeze în față orele vieții și să spună, Acestea sunt pentru creatorul, iar acestea sunt pentru mine însumi. Acestea sunt pentru sufletul meu, iar acestea sunt doar pentru trupul meu. Toate orele voastre aripi vă sunt și bat tăind spațiul de la un eu la altul. Acel care nu-și poartă moralitatea decât ca pe un veșmânt de zile mari, mai bine să rămână gol. Vântul și soarele nu-i vor străpunge pielea. Cel care își orânduie viața potrivit eticii își întemeiază pasărea cântătoare într-o colivie. Și chiar și cel mai liber cântec nu poate trece prin zăbrele și plasă de sârmă iar cel pentru care adorația este o fereastră, ce poate fi deschisă, dar și închisă, acesta cu siguranță nu și-a vizitat încă locuința sufletului, ale cărui ferestre sunt deschise de dimineața până seara și de seara până dimineața. Viața de zi cu zi este templul și religia voastră și când intrați în lăuntru ei, Luați cu voi întreaga voastră fire. Luați cu voi plugul și forja și ciocanul și lăuta. Toate lucrurile pe care le-ați modelat pentru nevoile, ori pentru plăcerile voastre. Fiindcă în vis nu vă puteți înălța deasupra desăvârșirii, nici cădea mai jos decât neizbânzile voastre. Și mai luați-vă cu voi. Pe toți oamenii, pentru că în adorație nu vă puteți înălța mai sus decât speranțele lor, nici să vă coborâți mai jos decât deznășile acestora. Și dacă doriți al cunoaște pe Creator, nu vă preocupați de dezlegarea enigmelor, priviți mai degrabă în prejorul vostru, și îl ve veți vedea jucându-se cu copiii, priviți marile spații, și îl veți vedea mișcându-se cu norii, în fulgere brațele întinzându-și peste pământ, căzând cu ploaia. Așa cum s-a întâmplat ieri. Priviți și îl veți vedea în flori, surâzând, apoi sculându-se și făcând semne cu mâinile în arborii mari. Acesta e creatorul. Și acesta este și mesajul numărul 2. Și sper din tot sufletul să vă inspire trec la următorul mesaj. OK, numărul 3. Cei care ați ales numărul 3 într-un anumit context numerologic aveți numărul 18, 8 și cu 1, 9, evident, spiritual. 1 înseamnă individualitate, 8 înseamnă transformare. Și fiți atenți ce mesaj ați primit. Prietenia. Probabil că unii trebuie să înțelegeți conceptul de individualitate în relație cu cineva pe care vi-l doriți sau vă doriți aproape, prieten, prietenă de suflet. Și probabil trebuie să înțelegeți în profunzime conceptul acesta de prietenie, care vă transformă, am spus astea al 18-lea mesaj, 1 și cu 8 9. vă transformă și intrați eventual, nu înseamnă încheiere de ciclu, intrați într-un alt, alt ciclu, ce înseamnă relația și nu singurătatea este unul din mesajele care îmi plac cel mai mult din această carte și mă bucur că pot să vi-l transmit vouă acum și așa spune. Și un adolescent, probabil, mai adaug și eu, probabil că sunteți adolescenți sau simțiți că sufletul vostru în această prietenie deja intră într-o atmosferă adolescentină. Și un adolescent îndrăzni, îndrăzni și voi, să întrebe. Vorbește-ne despre prietenie, profetule. Și el zise: Prietenul este răspunsul dat nevoilor voastre. El este ogorul pe care îl semănați cu dragoste și îl secerați din recunoștință. El este căminul și masa voastră, fiindcă la el veniți asemeni flămânzilor, căutându-l pentru oaza de liniște. Când prietenul își descoperă gândul, nu vă înclinați spre nul Sinelui vostru, nici nu-i refuzați acel da așteptat. Iar când este închis în el, inima voastră nu încetează, a asculta inima, adică tăcerea. Pentru că în prietenie, toate gândurile, toate dorințele, toate așteptările, se nasc în tăcere și se împart. Într-o bucurie mută, nu vă întristați. Wow, parcă aș citi din rumii. Nu vă întristați când vă despărțiți de prietenul vostru, fiindcă tot ceea ce prețuiți cel mai mult la el vă poate fi mai limpede în absența lui. Precum, pentru un alpinist, muntele apare cel mai desăvârșit de văzut din depărtarea câmpiei. Și nu aflați alt țel în prietenie decât adâncirea în spirit. Pentru că dragostea care caută altceva decât revelația propriului mister nu mai e dragoste, ci e ca o plasă în care, aruncată fiind, cade doar ceea ce-i deprisos. Tot ce aveți mai bun în voi înșivă, pentru prietenul vostru să fie. Dacă el trebuie să cunoască refluxul mareei voastre, atunci să cunoască și fluxul. Vai de ce mai a emoționa mesajul ăsta, îmi vine să și plâng. Și la ce bun prietenul dacă îl căutați doar pentru pierdere de vreme? Căutați-l totdeauna pentru a vă trăi cu adevărat clipele. Fiindcă e rostul lui să vă umple nevoile, dar fiți atenți nu și vidul din voi. Și în desfătarea prieteniei domnească râsul și bucurile împărtășite. Pentru că în roua măruntelor lucruri, inima își află dimineața și prospețimea. Nu știu pentru cine a fost acest mesaj. Deja vine să plâng. Probabil că o să pun pauză mai lungă până la următorul mesaj. Va fi numărul 4. Probabil că unii dintre voi trebuie să înțelegeți de fapt, ce înseamnă prietenie, ce înseamnă ca cineva să vă umple nevoile și fiți atenți, nu vidul din voi, acela voi trebuie să-l umpleți cu diferite activități, pasiuni să vă înțelegeți, să nu vă fie frică să fiți singuri. Dar când sunteți cu prietenul, să-i oferiți cei mai bun. Pentru că, într-adevăr, oamenii vin, oamenii pleacă în viața noastră. Dar prieteni sunt puțini. Așa că selectați cu grijă și când găsiți un om de valoare, păstrați-l. Vă pup, o să iau o mică pauză și continui cu al patrulea mesaj. Am revenit cu al patrulea număr care a primit al șaselea mesaj din cartea lui Khalil Gibran. Șase, știți bine că reprezintă casa șasea, a muncii și mesajul tot despre muncă este Casa 6 a muncii, Casa 6 a serviciului nostru față de ceilalți. Ce dăruim noi celorlalți? Probabil că unii trebuie să înțelegeți că trebuie să și dăruiți, că trebuie să și serviți. Dacă știți deja acest lucru, sper că veți descoperi noi aspecte și profunzimi ale acestui concept și am senzația, pentru că șase înseamnă casa fecioarei, poate că unii aveți acolo un marcaj special în harta voastră natală sau este provocat acest concept al muncii în această perioadă. Poate să fie, dragii mei, și muncă în relația cu cel apropiat, evident. Dar, haideți să vă citesc mesajul. Atunci un lucrător spuse, vorbește-ne despre muncă, profetule. Și el răspunse zicând, munciți spre a vă ține pasul cu ritmul pământului și cu sufletul său, fiindcă a vi, înseamnă să rămâneți străini anotimpurilor, să ieșiți din alaiul vieții care înaintează maestuos în nobilă supunere spre infinit. Când munciți, deveniți un fluier prin care murmurul orelor se schimbă în cântece. Ce frumos! Poate cântați? Interesant, unii dintre voi. Care din voi ar dori să fie o trestie mută și liniștită atunci când totul cântă la unison? Totdeauna vi s-a spus că munca este un blestem și o truda o nenorocire. Dar eu vă asigur că muncind, transpuneți în fapt o părticică din cel mai îndepărtat vis al pământului, eventual al vostru, care v-a fost hărăzit când acest vis s-a născut. Și rămânând uniți în muncă, iubiți viața cu adevărat și iubind viața cu adevărat, prin muncă, înseamnă că ați fost inițiați în cea mai lăuntrică taină a trăirii, a viețuirii. E o inițiere prin muncă, dragii mei. Dar dacă, în durere fiind, vă veți blestema ceasul nașterii, iar povara cărnii o veți simți ca un stigmat pe fruntea voastră, atunci vă asigur, numai sudoarea vă va spăla păcatul de pe, chin, de pe chip. Vi s-a mai spus cum că viața e doar întuneric și în slăbiciunea voastră repetați mereu spusele celor sleiți de puteri. Dar eu vă spun că viața e într-adevăr un întuneric numai atunci când e lipsită de dăruire. Pentru că orice dăruire este oarbă când nu există știință, că orice știință este zadarnică dacă e lipsită de muncă. Că orice muncă este goală, fără dragoste, iar când munciți cu dragoste, vă legați de voi înșivă, unul de altul și împreună, față de Creator. Dar ce înseamnă să muncești cu dragoste? Înseamnă să țești stofa cu fire toarse din sufletul tău, ca și când iubita ta ar trebui să o poarte? Înseamnă să clădești o casă cu tragere de inimă ca și când iubita ta ar trebui să o locuiască. Înseamnă să semeni boabele cu duioșie, iar spicele să le seceri cu bucurie ca și când iubita ta ar trebui să mănânce pâinea caldă. Înseamnă să pui în toate lucrurile pe care le faci. Să pui în toate lucrurile pe care le faci o fărâmă din sufletul tău, Scuzați-mă, mă mai emoționez, că știți că sunt emoțională. Și să știți că toți morți fericiți se țin în preajma ta veghindu-te, adică cei care s-au dus vă susțin. Adesea v-am auzit zicând, ca și când ați fi vorbit în somn, cel ce taie marmura și care află în, această, în aceasta însuși Chipul sufletului său e mai presus decât cel ce trudește pe ogor, iar cel care prinde curcubeul și-l șterne pe pânză spre a reda imaginea omului e mai presus decât cel ce croiește sandale pentru picioarele voastre. Hmm. Și eu vă vorbesc, nu însă în somn somn citreaz, în plină zi, că vântul nu crește mai melodios bătrânului stejar decât celui mai nezărit fir de iarbă. Wow, ce mesaj ați primit, dragii mei. Și doar acela este mare care știe să transforme vocea vântului într-un cântec ce se aude și mai alinător datorită dragostei sale. Munca este dragostea scoasă la lumină. Și dacă nu poți să muncești cu dragoste, ci cu scârbă, atunci mai bine părăsește lucrul tău și așează-te la poarta templului spre a primi pomană de la cei care cu bucurie muncesc. Iar dacă cu nepăsare vei face pâinea, va fi o pâine amară, care nu va potoli decât pe jumătate foamea omului. Deoarece dacă fără tragere de inimă vei stoarce mustul din struguri, atunci nepăsarea ta ca o travă se va răspândi în acel vin. Și dacă, vei cânta asemenea îngelor, dar nu vei iubi cântecul, auzul oamenilor va rămâne surd la glasul zilei, ca și la cel al nopții. Acesta a fost numărul 4 și se pare foarte, foarte intens și acest mesaj. Sper să vă inspire, și nu știu de ce. Simt că este vorba de o persoană tânără sau care și-a pierdut încrederea în acest concept al muncii. Posibil să fie vorba și despre munca cu voi înșivă. Voi încheia acum și voi trece la următorul număr. Ok, numărul, numărul 5 care a primit mesajul numărul 13 despre libertate. Știți bine că 13 este foarte neconvențional. Dar dacă 3 și cu 1 înseamnă 4, stabilitate să zicem, convenții, tradiții, probabil că trebuie să spargeți unii dintre voi acest tipar, că 4 înseamnă și tipar, și să vă redescoperiți libertatea, individualitatea dintr-o nouă perspectivă, eventual prin trei, prin comunicare, prin călătorie, prin construcție, reconstrucția voastră. Pentru că libertatea nu înseamnă haos, înseamnă construcție conștientă. Iar ați primit unul dintre cele mai frumoase mesaje, mă bucur că îl pot împărtăși. Cred că pentru mine prietenia, libertatea, dragostea sunt cele mai. Deosebite mesaje din această carte, dar evident toate au valoarea lor specială. Hm. Probabil că unii dintre voi aveți nevoia să vă descoperiți acest nou concept despre libertate ca să vorbiți în public, într-un fel sau altul, despre ceea ce veți fi descoperit. Pentru că întrebarea este pusă de un orator, dacă asta spune cuiva ceva. Poate că la un moment dat, cândva, într-un timp și un spațiu dat, veți fi și voi în această postură de orator și veți vorbi despre libertate. Celor care trebuie să iasă din tipare, din frică, din... Uh... Hmm din acest uh, stil de viață pământean, patru ține de pământ, da, și să redescoperiți o vibrație uraniană. Libertatea ține de Uranus, de Vărsător, dar varianta sa superioară, am spus, care construiește, nu care dărâmă. Acum să vă transmit uh, mesajul. Și un orator zise, vorbește-ne despre libertate, profetule. Iar el răspunse, la porțile orașului, ca și în lăuntrul caselor, v-am văzut posternându-vă în adorarea propriei voastre libertăți. Asemenea sclavilor care se umilesc înaintea unui tiran pe care îl glorifică în timp ce el îi zdrobește. Wow. Da, în grădina templului, ca și în umbra cetății, am văzut pe cei mai liberi dintre voi, ducându-și libertatea, dragii mei, ca un juc foarte actual mesajul, Purtând- o asemenea cătușelor și inima am sângera de durere fiindcă voi nu veți fi liber decât atunci când însăși dorința de a ajunge la libertate va fi pentru voi un ham și când veți înceta a mai vorbi de libertate ca despre o tinț, țintă, scuzați-mă, ca despre o desăvârșire. Veți fi liber, în adevăr, nu doar când zilele vă vor fi fără de griji, iar nopțile fără de dorințe, ori fără de chinuri, ci mai degrabă când aceste lucruri vă vor cuprinde viața și când vă veți ridica deasupra lor goi și fără piedici. Ia, dar cum vă veți ridica deasupra zilelor și nopților voastre dacă nu veți rupe lanțurile? Cu care, în zorii înțelegerii voastre, v-ați și încărcat ora miezii. Într-adevăr, ceea ce numiți libertate este cel mai puternic dintre aceste lanțuri, cu toate că verigile strălucesc în soare luându-vă ochii. Hm. Și ce sunt acestea, dacă nu fragmente din voi înșivă, pe care vreți să le îndepărtați spre a deveni liberi? Ori dacă e nedreaptă legea pe care o voiți a o aboli, această lege a fost scrisă cu însăși mâna voastră, fiți atenți, pe propria frunte. Și dacă nu o veți putea șterge, arzându-vă cărțile legilor, nici spălând mințile judecătorilor, chiar dacă veți revărsa asupra lor Nesfârșit, nesfârșirea mării. Dar dacă e un despot pe care voiți al detrona, luați înainte aminte dacă tronul acestuia a fost definitiv distrus în inima voastră. Fiindcă, spuneți-mi, cum ar putea un tiran să-i domine pe cei liberi și mândri dacă nu ar exista o tiranie în propria lor libertate și o umilință în propria lor mândrie. Wow! Și dacă există o îngrijorare pe care voiți a o alunga, aceasta a fost aleasă de voi înșivă, mai degrabă decât v-a fost impusă. Iar dacă există o frică pe care vreți să o risipi, Locul acesteia este în inima voastră și nu în mâna temutului tiran. Dar cum vă veți ridica deasupra zilelor și nopților voastre dacă nu veți, înd veți îndrăzni să rupeți lanțurile cu care înzori înțelegerii voastre? Oh, Ce-am făcut? Hmm, așa este. V-ați și încărcat ora miezii. Am crezut că am sărit. Într-adevăr, toate lucrurile amestecate sunt în firea voastră intimă, într-o constantă semi-îmbrățișare. Constantă semi, constantă semi adică cele dorite cu cele nedorite, cele ce vă repugnă cu cele nespus de plăcute. Acestea toate la altă în voi să lășluiesc, lumini și umbre, perechi în strânsă unire. Iar când umbra se destramă și dispare, lumina care întârzie devine umbra altei lumini. Și astfel, libertatea voastră, pierzându-și piedicile, devine ea însăși piedica unei și mai mari libertăți. <hântu -și> Sper din tot suflet cu sufletul ca acest mesaj să fie înțeles, puteți să reascultați dacă cumva mă mai blochez și eu, că da, mi se întâmplă și mie să mă las purtată de stările pe care le am, poate și cu gândul la voi și cu gândul la mesaj. Mi se pare mesajul foarte actual pentru cei care vor să înțeleagă cuvintele și printre cuvinte despre ce este vorba. Cam acesta a fost mesajul pentru cei cu numărul cât a fost? 2, 4, 5. Ascultați-vă următorul număr, eu trec la numărul 6. Ok, cei care ați ales numărul 6 ați primit numărul 9, mesajul numărul 9. Noi știți că este un număr spiritual și totuși se vorbește despre veșminte. Să vedem nicio perspectivă. Probabil că trebuie să renunțați la ceva și să vă achiziționați altceva. Adică, nu este sfârșit de ciclu și bănuiesc că trebuie să încheiați un ciclu, să începeți un altul. Probabil, astea le mai adaug și eu, că da, Ascultați totuși tarotela, nu doar caritgebra. Probabil că mesajul vine pentru unii care, poate, trebuie să împărtășiți din veșmintele voastre, eventual să dați de pomană în cazul în care aveți prea multe. Trebuie să învățați să vă alegeți veșmintele. Vă sugerez naturale, nu sintetice, ca să fiți într-o vibrație cât mai bună. Spirituală, că tot aveți numărul 9. Probabil că unii dintre voi sau dintre cei cu care relaționați voi își pun prea mult interesul pe veșminte și mai puțin pe ceea ce sunt ei, pe ceea ce acoperă veșmântul. Adică nu mă refer mult să ai la corpul fizic, ci la corpul sufletesc. Da? Însă, haideți să vorbim despre veșminte. Mesajul spune așa. Și un țesător întrebă, vorbește-ne despre veșminte, profetule. Iar el răspunse, veșmintele ascund o mare parte a frumuseții voastre, dar nu vă acoperă urățenia. Și cu toate că, prin veșminte, căutați adăpost tainelor voastre, riscați a găsi doar un ham și un lanț. Fie ca soarele și vântul să îmbrățișeze mai mult pielea trupului vostru și mai puțin veșmintele. Deoarece suflul vieții este în soare, iar mâinile trăirii în adierea vântului. Unii dintre voi zic, vântul dinspre miază noapte este cel care ne-a țesut hainele pe care le purtăm. Dar eu vă spun, da, este vântul dinspre miază noapte, însă rușinea fost fost, adică a fost, e un limbaj mai vechi. Rușinea a fost meseria lui și moleșirea nervilor ața cu care le-a însăilat. Și când lucrul i-a fost săvârșit, el a râs în pădure. Nu uitați că pudoarea nu-i decât o pavăză împotriva privirilor pângăritoare. Iar când pângărirea dispare, ce devine pudoare dacă nu o piedică și o pată rușinoasă a spiritului? Adică să nu vă fie rușine mai mult decât e cazul. E bine să fii pudic, dar nu în detrimentul conștientizării frumuseții tale spirituale. Și iarăși, nu uitați că pământul este bucuros să vă simtă picioarele goale, Sărutându-le și că vânturile s-ar juca voioase cu pretele voastre. Probabil că unii dintre voi, mesajul s-a terminat. Sunteți chemați să renunțați la mâști și la alte veșminte care vă îndepărtează de acest sărut al soarelui, al naturii, care de fapt vă dă viață. Cam acesta ar fi mesajul. Trec la următorul. Ok, numărul 7. 7, iar revin este un număr spiritual. Probabil că trebuie să înțelegeți mesajul ca și o lecție spirituală, evident. De fapt, toate sunt lecții spirituale. Dar vă ajută în creșterea voastră spirituală. Probabil că mesajul acesta, numărul 20 despre timp, bănuiesc eu că este pentru unii care sunteți marcați de toată conjuncția asta din Capricorn, de vreo conjuncție care se întâmplă între planetele voastre și Saturnul din vărsător, bine acum retrograd, mai mult sau mai puțin important, sau poate ceva în harta voastră natală sau progresivă, vreo conjuncție cu Saturn, dacă e conjuncție cu soare sau cu lună, știu că e foarte grea, vă epuizează într-un fel și vă face să așteptați, dar așteptarea vine cu creștere spirituală, cum am spus mai devreme, numărul 22 și 0. Probabil că. Doi, pentru mine înseamnă o relație. Trebuie să așteptați ca această relație să se închiege, Așa văd, așa simt să vă transmit acest mesaj. Dacă e vorba de voi în relație cu cineva, doi, da? Trebuie să așteptați ca să se închidă un ciclu. Eventual, în momentul în care se închide acest ciclu karmic, Sper negativ să puteți începe unul pozitiv. Cu răbdare, pentru că asta înseamnă timp. Așteptare, răbdare, creștere. Este satul pentru mine. Haideți să vedem ce. A, ah, interesant. Alt mesaj. Probabil că unii trebuie să vă înțelegeți harta astrologică pentru că. Ia uite ce citesc eu acum. Un astronom întreabă, deci astronom, astrologie, probabil că acesta este iar un mesaj special, ca să vă înțelegeți harta, să înțelegeți de ce trebuie să așteptați uneori mai mult decât poate v-ați obișnuit voi să așteptați cândva. Și un astronom întrebă, stăpâne, dar despre timp, ce ne poți spune? Iar profetul răspunse, Ați vrea să măsurați timpul cel nesfârșit și nemăsurat. Ați dori să vă adaptați viața, chiar și să vă dirijați mersul spiritului după cel al orelor și anotimpurilor. Și ați vrea să vă faceți din timp un râu, pe țărmul căruia stând, să-i priviți trecerea în acest timp însă, atemporalul din voi este conștient de fără de timpul vieții. Se știe că astăzi nu decât amintirea lui ieri, în timp ce mâine este visul clipei de față. Și că acel care cântă și contemplă în voi este încă fixat în hotarele primei clipe, cea care a asemănat stelele în spațiu. Cine dintre voi nu simte că puterea de a iubi îi este fără margini. Cu toate acestea, cine nu simte că chiar această dragoste, cu toate că de necuprins, închisă e în miezul firii sale și neizvorând dintr-un gând de dragoste spre alt gând de dragoste, nici dintr-un gest de iubire spre un alt gest de iubire. Iar timpul nu-i oare asemenea dragostei? Interesantă comparație. Invizibil și fără de măsurat. Și cineva plânge, cățelușul meu. Probabil că cineva plânge, ori voi plângeți după cineva, am zis, o relație care trebuie să iasă dintr-un ciclu karmic și să o construiți sau reconstruiți la timpul, momentul potrivit. Acum să închei. Dar dacă în gândirea voastră trebuie să împărțiți timpul în anotimpuri, faceți ca fiecare anotimp să le cuprindă pe toate celelalte. Și ca prezentul să îmbrățișeze trecutul cu amintirea și viitorul cu năzuința, cu speranța. Foarte frumos mesajul și repet, cineva chiar plânge, dar nu mai plângeți pentru că timpul trebuie să fie prietenul nostru. Timpul ne crește, ne maturizează și. Uneori ne protejează. Cam acesta ar fi mesajul, trec la următorul. Acum, în final, ultimul mesaj, numărul 8. Am spus interesant cum a venit și mesajul despre crimă și pedepsă, în condițiile în care, în contextul în care 8 înseamnă Casa Scorpionului, o casă care transformă și unor poate fi foarte intensă și violentă. Dar, Repet, nu este mult să e vorba despre crimă, pănuiesc că poate să fie vorba și despre o nedreptate care vi s-a făcut sau ați făcut-o, unii dintre voi nu trebuie să-mi spuneți mie ce ați făcut, da? Asta e discuția voastră în fața oglinzii, da? Și în fața lui Dumnezeu. Este vorba despre o nedreptate și despre noțiunea de pedeapsă, de a suferi consecințele faptelor noastre, de a trebuie să fim foarte atenți cum acționăm. Crimă poate să fie și Un uh, cuvânt vulgar spus uh, unei uh, ființe care nu merită să-l audă, poate să fie și un brânci uh, unui bătrân care de abia se ține pe picioare, da? Deci cuvântul evident că este mult mai versatil, dar exprimă o nedreptate. Bănuiesc că unii dintre voi sunteți într-o situație de genul acesta sau pentru că întrebarea este pusă de judecătorii cetății, poate voi sunteți, studiați legile, vă doriți să fiți judecători, aveți de-a face cu un judecător, eventual, cei care sunt mai tineri sau mai imaturi trebuie să învețe că totdeauna suferim consecințele acțiunilor noastre. Repet, nu este vorba doar de crimă și pedepsă. Este al 11 la mesaj, este un număr maestru, numărul 11. 1 și cu 1 e 2. Adică două persoane, dacă sunt, stau separat. Doi indivizi separați nu, nu reușesc să relaționeze corect. Și mie mi se pare în acest moment o nedreptate pentru că în preajma cuiva, da, în momentul în care lângă unul vine încă ceva, încă un unul, un, un doi, un trei, da? Încă ceva. Noi deja trebuie să fim foarte atenți cum acționăm și să fim conștienți că mai devreme sau mai târziu vom suporta consecințele, ori, a individualității noastre excesive, ora lipsei de diplomație, vorbind totuși de judecată și de corectitudine într-un fel sau altul. Haideți să vedem despre ce e vorba în mesaj. Atunci, unul dintre judecătorii cetății zise, vorbește-ne despre crimă și despre pedepsă Și profetul răspunse, acesta se întâmplă când judecata voastră rătăcește în vânt, fiindcă numai din socotință aduceți prejudiți și altora și deci vă și vă. Iar pentru aceste prejudicii trebuie apoi să bateți la ușile, ușile dregătorilor și să așteptați în dispreț. Precum oceanul este eul vostru divin, el rămâne pururi imaculat și, asemenea eterului, el nu-și desfășoară decât aripile. Ca soarele este eul vostru divin, el nu cunoaște drumurile cârtiței, nici nu caută ascunzătorile șarpelui, iar eul divin nu e singur în firea voastră. Multe în voi sunt omenești, dar multe nu sunt încă ale omului, ci se arată asemenea unui pigmeu diform care merge buimac prin ceață în căutarea propriei sale deșteptări. Acum, despre omul din voi, aș vrea să vorbesc, fiindcă omul, iar nu eul vostru divin și nici pigmeul rătăcind prin ceață, este cel care cunoaște crima și pedepsirea crimei. Adesea v-am auzit vorbind despre cel care comite un lucru rău, ca și cum nu ar fi unul dintre ei voștri, ci un străin dintre voi, un intrus în lumea voastră. Și eu vă spun că, precum cel sfânt și cel drept nu pot să se înațe deasupra ceea ce este mai înălțător în fiecare dintre voi, tot astfel și cel rău și cel slab nu pot cădea mai jos decât ceea ce aveți mai josnic fiecare dintre voi. Și precum o singură frunză nu se ofilește decât cu tăcuta învoire a întregului arbore, tot astfel, răufăcătorul nu poate să comită crima decât cu hmm, consimțământul secret al vostru, al tuturor. Fiindcă asemenea unui procesiuni, înaintați împreună spre eul vostru divin. Voi sunteți drumul, dar și drumeții. Iar când unul dintre voi cade, aceasta e pentru cei care sunt în urma lui, prevenindu-i că e o piatră care le împiedică trecerea. Da, dar el cade și pentru cei aflați înaintea lui. Care cu toate că au pasul mai iute și mai sigur, nu au înlăturat piatra din cale. Și iată! Încă de ce cuvântul trebuie să apese greu pe cugetele voastre? Cel ucis nu rămâne nevinovat față de propriei moarte, la fel cum cel prădat nu e nevinovat că a fost jefuit și cel drept nu e neștiutor de fără de legile celui rău, iar cel care are mâinile curate nu rămâne nepătat de fapta trădătorului. Da, vinovatul este unor victima ofensei și mai adesea condamnatul suportă pedepsa și pentru cel vinovat ca și pentru cel fără de cusur. Fiindcă nu puteți despărți pe cel drept de cel nedrept, nici pe cel bun de cel rău, amândoi stau în fața soarelui, asemenea firelor, alb și negru între țesute. Iar când firul negru s-a rupt, țesătorul controlează întreaga țesătură și de asemenea războiul de țesut. Dar dacă unul dintre voi încearcă să judece o soție infidelă, să pună atunci în balanță și inima bărbatului acesteia și astfel să-i măsoare cu grijă sufletul. probabil că ați fost într-un triunii dintre voi. Și la fel, cel care vrea să-l biciuiască pe, să pe ofensator, să privească și în sufletul celui ofensat. Iar dacă cineva dintre voi pedepsește numele dreptății, împlântând securea în copacul răului, să-i aminte și la rădăcini. Va găsi acolo în adânc rădăcinile binelui și ale răului, ale purtătorului de fructe și ale celui sterp îmbrățișându-se în inima tăcută a pământului. Iar voi, judecători, care vreți să fiți drepți, ce judecată veți pronunța împotriva celui care, cu toate că cinstit cu trupul, este hoț în sufletul său? Ce pedeapsă veți hotărâ celui care răpune trupește pe cineva atunci când el însuși este vătămat sufletește? Și cum veți urmări pe cel care, prin faptele sale, se arată a fi de reacredință și opresor, dar el însuși, la rândul este jignit și paciocorit? Și cum veți pedepsi pe cei a căror remușcare este deja mai mare decât răul comis? Remușcarea nu este oare pedepsa dată, astfel chiar de legea căreia voița ai sluji? Totuși, nu puteți pune remușcare pe seama celui vinovat, nici să o scoateți din inima vinovatului. Fiindcă de la sine remușcarea va țipa în tăcerea nopții, pentru ca oamenii să se trezească și să se privească în față. Iar voi, cei care voiți a înțelege dreptatea, cum veți reuși aceasta dacă nu veți privi toate faptele în plină lumină? atunci nu mai veți pricepe că cel drept și cel decăzut nu sunt decât un singur om stând drept în crepusculul dintre noaptea eului pigmeu și ziua eului divin și că piatra unghiulară a templului nu-i cu nimic mai presus decât cea din adâncul temeliei. Cam acesta a fost mesajul, ultimul mesaj foarte interesant, foarte intens. De fapt, toate, toate sunt, fără nicio separare. Și nu știu acum dacă pot să comentez mai mult. Deja s-a spus suficient la acest număr. Sper să vă facă lumină în cele cu care vă frământați în acest moment. Cam aceasta a fost o etalare creativă de Sfântul Constantin și Elena, care pentru mine reprezintă o aducere a minte a ceea ce trebuie să fim noi, împărați și împărătese, împărați divini, împărătese divine, adică să trăim în o vibrație când mai înaltă, în autonomie intelectuală, spirituală și în generozitate față de cei din jurul nostru. Vă doresc la mulți ani tuturor celor care sărbați sau aveți pe cineva drag care își sărbează numele astăzi, Constantin, Elene. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Ne vedem la alte etalări. Numai bine! Ciao, ciao!